Bună ziua și bine... A, da, nu? Mai zi o dată. Bună ziua. Ia de la. Lăsați-le că... Bună ziua și bine ați venit la simpozionul pe care noi, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, îl organizăm astăzi pentru celebrarea Zilei Drepturilor Consumatorilor. Salutăm prezența în rândurile noastre a reprezentanților instituțiilor de cea mai înaltă clasă în județul Neamț, respectiv al prefecturii, prin prefecta domnului subprefect Niculae, a Consiliului Județean, prin prezența domnului așa, a sindicatelor, a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, prin prezența domnului Cristian Hâncu și a tuturor invitaților care au onorat invitația noastră. Data de 15 martie 1962 este considerată momentul istoric al nașterii mișcării consumatoriste mondiale. Acest moment a fost generat de președintele Statelor Unite, la momentul acela JF Kennedy, care rostea către Congres un mesaj legat de drepturile consumatorilor, susținând existența a patru drepturi fundamentale ale acestora, respectiv dreptul la securitate, dreptul la informare, dreptul de a fi ascultat și dreptul de a alege produse și servicii. Mai târziu, Organizația Internațională a Uniunilor de Consumatori a declarat ziua de 15 martie, Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. Treptat, cele patru drepturi fundamentale ale consumatorilor au fost extinse la 8 prin adăugarea a următoarelor încă 4. Dreptul la despăgubire, dreptul la un mediu înconjurător sănătos, dreptul la asigurarea necesităților și nevoilor vitale și dreptul la educare. Realizând importanța recunoașterii și garantării drepturilor consumatorilor, Organizația Națiunilor Unite a adoptat în anul 1985 principiile directoare pentru protecția consumatorilor. Document de o excepțională însemnătate, rod al unor ample discuții și negocieri cu guvernele a numeroase țări. Potrivit acestui document internațional, pe baza principiilor discutate, guvernele tuturor țărilor trebuie să dezvolte și să mențină o puternică politică de protecție a consumatorilor prin măsuri legislative interne adecvate, pârghii și instituții capabile să asigure o protecție reală și eficientă a consumatorilor. Fiecare guvern trebuie să stabilească prioritățile lui proprii pentru protecția consumatorilor, potrivit condițiilor economice și sociale ale țărilor și potrivit cu nevoile populației din respectivele țări, fără însă a uita de costurile și beneficiile măsurilor propuse. În România, acte normative care să reglementeze acest domeniu au apărut după anul 1990, adoptarea Ordonanței 21 din 1992 privind protecția consumatorilor, reprezentând primul act care a statuat în țara noastră drepturile consumatorilor. La crearea sa, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor nu avea autonomie. Făcea parte integrantă a unui organism numit pe atunci Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate. 1992 este anul în care Comisia se reorganizează în organe de specialitate ale Administrației Publice Centrale, respectiv Institutul Român de Standardizare, Biroul Român de Metrologie Legală și Oficiul pentru Protecția Consumatorilor. Dacă inițial activitățile de bază ale Oficiului pentru Protecția Consumatorilor erau cea de supraveghere a pieței și cea de rezolvare a reclamațiilor venite de la consumatori, după adoptarea unei hotărâri de guvern tot în 1992, s-a pus în discuție pentru prima dată necesitatea de a sprijini asociațiile pentru protecția consumatorilor și de a participa împreună cu acestea la informarea și educarea consumatorilor. Aici țin să menționez că alături de noi este și reprezentantul Organizației pentru Protecția Consumatorilor, Asociația pentru Protecția Consumatorilor Neamț, domnul Iulian Popa, organizație denumită Protect and Justice și care funcționează de destul de multă vreme.
Începând cu anul 1992, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor a demarat ample acțiuni de informare și conștientizare cu privire la drepturile fundamentale pe care fiecare persoană fizică le deține în calitatea sa de consumator. Demersul de informare a avut de la început un caracter național prin faptul că a fost derulat și pus în aplicare atât la nivel central în București, cât și prin oficiile județene pentru protecția consumatorilor. Un nou context de funcționare a fost stabilit prin ordonanță de urgență numărul 2 în 2001, care a reglementat înființarea Autorității pentru Protecția Consumatorilor ca organ de specialitate și al administrației publice centrale cu personalitate juridică în subordinea guvernului. De asemenea, toate actele în vigoare la momentul respectiv, în toate aceste acte, a fost înlocuită denumirea de Oficiu pentru Protecția Consumatorilor cu denumirea de Autoritate Națională pentru Protecția Consumatorilor. 15 martie 2015 aduce în discuție o temă generoasă și de mare interes pentru fiecare dintre noi toți, respectiv dreptul consumatorilor la o hrană sănătoasă. În acest context, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, definită prescurtat FAO, a realizat o prognoză conform căreia populația globului va ajunge până în anul 2050 la aproape 9,5 miliarde, pentru hrănirea căreia este necesară o dublare a producției alimentare mondiale față de nivelul actual. Iată de ce am denumit generic tema zilei de astăzi, generoasă și de interes. Securitatea alimentară înseamnă a dispune de hrană suficientă pentru a duce o viață sănătoasă, alimentele trebuind să fie sigure. Stilul de viață al populației actuale s-a schimbat radical, iar în contextul formării unor noi obiceiuri de consum, în care procesul de achiziționare al bunurilor este de preferat să fie unul rapid și să ofere produse ieftine, se pare că piața internațională, cea europeană, dar și cea a României, s-a adaptat și satisface astfel de dorințe. Consumatorii din zilele noastre, indiferent dacă fac cumpărături online sau direct în magazine, vor din ce în ce mai mult ca etichetarea alimentelor, a produselor alimentare, să fie mai clară, mai ușor de înțeles, astfel încât să poată face alegeri în cunoștință de cauză cu privire la alimentele pe care le consumă. Consumatorii doresc să cunoască tot mai multe despre alimentele pe care le consumă, despre metodele de fabricare ale acestora, despre calitatea lor sau despre lipsa acesteia, despre prețul produselor și despre efectele pe care alimentele le exercită asupra sănătății. În niciun alt sector industrial nu există atât de mulți factori care să contribuie la implicarea directă în produsele rezultate. Consumatorii europeni și implicit cei din România doresc să consume produse alimentare sigure, hrănitoare, de bună calitate și a căror etichetare să le asigure informarea corectă, completă și precisă. În domeniul siguranței alimentare, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în conformitate cu atribuțiile conferite de cadrul legal în vigoare, cât și de protocoalele încheiate cu celelalte instituții cu atribuții în acest domeniu, respectiv Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătății, desfășoară acțiuni de control pe piață pentru a verifica gradul în care etichetarea produselor alimentare asigură o informare corectă, completă și precisă, precum și încadrarea produselor și serviciilor alimentare în parametrii de calitate impuși prin aceste acte normative, inclusiv acte normative europene, care în ultima perioadă au intrat deja pe teritoriul României sub formă de directive și regulamente europene, sau încadrarea în parametrii declarați chiar de către producători sau prestatorii de servicii. În acest sens, unul dintre regulamentele europene care în ultima perioadă au intrat în vigoare este regulamentul 1169 din 2011 privind
informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. În baza acestui regulament, pe care îl puteți vizualiza și în slide-uri, etichetarea reprezintă un important instrument al pieței care trebuie văzut ca o parte integrantă a comunicării dintre jucătorii pieții, respectiv operatorii economici și consumatori, direct sau prin intermediari autorități sau consumatori. Pentru consumator, care este interesul nostru major, informațiile reprezintă modul în care operatorul economic comunică informații esențiale despre produs, cum ar fi data durabilității minimale sau ingrediente, dar nu numai acestea. Astfel, etichetarea are rolul de a permite consumatorului să facă o alegere pe bază de informații transmise de către operatorul economic și dacă, în situația în care va cumpăra produsul, să știe cum să îl poată utiliza mai bine. Potrivit acestui regulament, eticheta unui produs alimentar trebuie să asigure îmbunătățirea posibilităților de alegere a unui produs de către consumator și influențarea acestor alegeri printr-o deplină cunoaștere a informațiilor referitoare la produs, informarea corectă, în special a categoriilor de consumatori care suferă de alergii sau reacții adverse la anumite substanțe, posibilitatea alegerii unor produse alimentare în vederea realizării unei diete sănătoase și care să corespundă dorinței consumatorilor, creșterea încrederii consumatorilor în produs prin corectitudinea și cantitatea informațiilor transferate prin intermediul etichetei, informații consistente, coerente și transparente. Scopul acestui regulament este de a urmări un nivel ridicat al protecției sănătății și intereselor consumatorului, furnizând acestuia mijloace prin care să facă alegeri informate și să utilizeze în siguranță alimentele, ținând seama de diferențele de percepție ale consumatorilor și de necesitățile de informare ale acestora. Regulamentul privind informarea consumatorilor extinde noțiunea simplă de etichetare la noțiunea amplă de informare a consumatorilor prin includerea și a mijloacelor de comunicare a informațiilor, inclusiv comunicarea verbală. Da? Ca și noutăți, acest regulament introduce etichetarea, obligativitatea etichetării nutriționale, care va conține următoarele elemente pe care le putem identifica de acum pe etichetă: valoarea energetică, conținutul de grăsimi, conținutul de acizi grași saturați, conținutul de glucide, de zaharuri, proteine și de sare. De asemenea, se impune o dimensiune minimă a caracterelor utilizate în scriere de cel puțin 1,2 mm în cazul ambalajelor care au o etichetă cu suprafață mare. Caracterele utilizate trebuie să fie de cel puțin 0,9 mm, astfel încât să ne permită accesul. În practică avem fiecare experiențe în care constatăm că înscrisurile sunt ilizibile sau, dacă nu lipsesc, sunt cu totul altele decât cele obligatorii. De asemenea, regulamentul prevede introducerea obligativității etichetării componentelor cu efecte alergene, nu numai în cazul produselor oferite consumatorilor sub formă preambalată, ci și în cazul produselor alimentare vândute în vrac, precum și a produselor comercializate de unitățile de restaurație colectivă, da? Alimentație publică. Componentele alergene trebuie să fie scrise în lista ingredientelor, astfel încât să se evidențieze de restul de ingrediente. De asemenea, regulamentul extinde indicarea obligatorie a țării de origine sau a locului de proveniență pentru carnea de porc, de ovină, caprină și carnea de pasăre, pentru că este știut în prezent, e obligatorie indicarea originii numai pentru carnea de vită și mânzat. Aceasta a intervenit ca urmare a situației create de boala vacii nebune. De asemenea, în prezent se indică obligatorie originea pentru miere, fructe și legume sau pește. Ca și noutate, regulamentul introduce și prevederi referitoare la informațiile care trebuie oferite de către operatorii economici în cazul produselor alimentare
vândute prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, da? De asemenea, introduce elemente suplimentare de etichetare în cazul produselor cu adaus de cofeină, prin impunerea obligativității înscrierii expresiei adaus de cofeină, nu se recomandă copiilor și femeilor căsătorite. Însărcinate. Nu, dar a spus corect, de fapt. Nu se concepe altfel. Căsătorite și implicit. Însărcinate. Da. Da. E adevărat. Noile reguli privind etichetarea produselor alimentare se aplică începând cu data de 13 decembrie 2014, cu excepția declarației nutriționale obligatorii, care se aplică începând cu data de 13 decembrie 2016. Totuși, în cazul în care operatorii economici furnizează în mod voluntar aceste informații nutriționale, ele trebuie să respecte prevederile regulamentului. În ceea ce privește aplicarea acestor prevederi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a oferit permanent sprijinul operatorilor economici ori de câte ori solicitată prin acordarea de consiliere gratuită în ceea ce privește interpretarea prevederilor legale în vigoare, dar același sprijin și aceeași dispoziție și uși deschise au fost oferite și tuturor consumatorilor pentru a obține aceleași informații sau oricare altele care țin de domeniul protecției consumatorilor. În continuare, vă mulțumesc și în continuare dau cuvântul domnului Iulian Popa, reprezentantul organizației Protect and Justice, Asociația de Consumatori din județul Neamț. Eu o să vorbesc de jos, ca... Stimați invitați și organizatori, mă numesc Iulian Popa și sunt președintele Asociației de Consumatori Protect and Justice Neamț, o reprezentanță a societății civile din județul Neamț. Asociația noastră este o asociație non-guvernamentală care are ca obiectiv fundamental creșterea capacității individuale de protejare a consumatorului prin conștientizarea acesteia de importanța autoprotejării, atât individuale cât și prin asociere, promovând acest concept ca o formă principală și puternică în raport cu piața. Obiectivul strategic al asociației este de creșterea nivelului de protejare al consumatorului prin apărarea drepturilor fundamentale ale acesteia. Creșterea nivelului de conștientizare al cetățenilor consumatori cu privire la drepturile și interesele lor legitime și cultivarea atitudinii de consumator responsabil sunt lucruri pe care le considerăm prioritare și le promovăm permanent în dialog cu cetățenii consumatori. De asemenea, informarea precisă și corectă a consumatorului este foarte importantă în vederea formării de opinie și atitudine în relația acesteia cu piața de produse și servicii. Gama largă de produse și servicii oferite de către piață, publicitatea agresivă, conținutul produselor alimentare, subterfugiile prezente în contractele de servicii, obligă consumatorul la o atenție sporită în studierea acestora, chiar consultând un specialist, în vederea autoprotejării și prevenirii unor posibile fapte de înșelăciune a cumpărării de produse alimentare care, odată consumate, îi pot afecta sănătatea sau a achiziționării de produse de larg consum neconforme de proveniență dubioasă. Referitor la tema de astăzi, dreptul consumatorului la hrană sănătoasă. Principiile alimentației sănătoase au fost enunțate undeva prin anii 60 și nu s-au schimbat prea mult până în ziua de azi. Alimentația sănătoasă înseamnă o sumă de principii care sunt recomandate azi de toate organizațiile de sănătate publică și au rolul de a ne ajuta să ne menționăm sănătatea. În plus, un regim alimentar sănătos trebuie să se adapteze ușor rutinii zilnice, să poată fi variat în funcție de anotimp, dar și în funcție de gusturi și preferințe, care adaugă că o alimentație sănătoasă trebuie să respecte și să protejeze mediul înconjurător. Când vorbim despre sănătate, ne adresăm atât cetățenilor care sunt din familii înstărite, cât și celor care sunt din familii cu posibilități reduse. Promovarea culturii nutriționale se adresează ambelor categorii de cetățeni consumatori, având în vedere că toți trebuie să conștientizeze că stilul de viață activ și o alimentație sănătoasă au o importanță capitală, nu numai asupra sănătăților fizice și mentale, ci și evident asupra performanțelor acestora. Prevenirea se situează, din păcate, pe la sfârșitul listei majoritatea agendilor. În general, sănătatea nu este prețuită până în momentul în care este afectată și apare o boală.
traversăm o perioadă în care ne confruntăm cu creșterea producției de alimente nesănătoase, pline de euri, conservanți, aditivi și implicit creșterea impactului bolilor asupra întregii populații a țării și a costurilor serviciilor medicale. Deși sloganul este mai ieftin să previi decât să tratezi, pare părea demodat, noi credem că este mai adevărat decât oricând. Este necesar să facem educație pentru sănătate și să promovăm sănătatea în România, în special în județul Neamț, în concordanță cu standardele internaționale, în special ale Uniunii Europene. De fapt, educarea cetățenilor consumatori ca mijloc de dezvoltare a cunoștințelor și schimbarea comportamentului într-un stil de viață nou, favorabil sănătății, este unul din scopurile principale și ale Programului Național de Educație pentru Sănătate. În abordarea acestui domeniu, România în considerare legislația Uniunii Europene, conform căreia scopul promovării sănătății este de a îmbunătăți standardele generale de sănătate în comunitate prin îmbunătățirea cunoștințelor despre factorii de risc din alimentație și încurajarea populației să adopte comportamente și stiluri de viață sănătoase și să consume hrană de calitate. De aceea, instituțiile care acționează la nivel comunitar prin proiecte și programe trebuie să cunoască elemente constitutive ale teoriei programelor sociale și să-și deruleze activitățile conștiente de impactul programului pe termen mediu și lung la nivelul întregii comunități. Măsura unei schimbări este dată mai ales de dimensiunea participării și implicării active a participanților, implicit a grupurilor țintă la această schimbare. Numai așa se poate vorbi de dezvoltare comunitară, de capacitate instituțională crescută, de practici pozitive și mai ales de programe și intervenții eficiente pe tema dreptul consumatorului la hrană sănătoasă. Mesajul nostru pentru această temă este de a îndemna consumatorul să se informeze cât mai bine, precis și corect, atunci când dorește să cumpere un produs alimentar, având în vedere faptul că și el este important pentru societate, că și el muncește pentru a plăti acest produs, că acest produs trebuie să respecte anumite rețete, ingrediente, standarde sau principii de moralitate corecte, că atât timp cât el plătește corect prețul afișat de către producător, dorește la rândul său să îi se ofere un produs alimentar de calitate și conform și nu vrea să fie mințit sau înșelat de către acestea. La încheiere aș dori să apreciez și să subliniez colaborarea cu reprezentantul ANPC-ului în județul Neamț și anume Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț. Mulțumesc acestei instituții și reprezentanților ei pentru deschidere și pentru politica pe care o promovează în apărarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor din județul Neamț. Vă transmit pe această cale, dumneavoastră, tuturor consumatorilor, să luați atitudine, pentru că aveți dreptul la o hrană sănătoasă, iar noi, Asociația de Consumatori Protect and Justice Neamț, ca reprezentant a societății civile, și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Neamț, ca reprezentant al Guvernului, vă stăm la dispoziție cu toate mijloacele pentru a vă informa, consilia și a vă apăra drepturile și interesele legitime. Vă mulțumesc! Dau cuvântul reprezentantului Prefecturii Județului Neamț, domnul subprefect Nicolae. Eu m-am ridicat în picioare ca să vedeți că s-o leacă în alt, da? M-am așezat. Bună ziua! Instituția Prefectului, cu siguranță, ca parte a Guvernului României, parte în teritoriu, este interesată această instituție de o stare de sănătate corespunzătoare a populației. Partea aceasta, hrana, în ceea ce înseamnă sănătatea populației, este o componentă esențială. Și de aceea orice înstrăinare vis-a-vis de relația om-mediu, în sensul că hrana devine din ce în ce mai periculoasă prin atâtea procesări și atâtea minuni care le vedem cu toții, evident că este o componentă importantă și în atenția permanentă a noastră. Relația noastră cu această agenție națională, cu structura din teritoriu, este un lucru foarte, foarte important și în tot ceea ce noi întreprindem la nivelul prefecturii, ca parte a activității noastre, în programele pe care noi le derulăm, în tot ce înseamnă partea de control în teritoriu, nu fac decât să fim și noi o parte componentă acestui complex pentru protecția consumatorilor. Vedeți, vorbim de foarte multe regulamente, eu știu, reguli, și cu cât înaintăm, cu atât birocrația asta crește. N-avem ce face. Acum 40.000 de ani era simplu. Punea mâna omul pe bâtă, se ducea la vânătoare. Câteodată reușea să omoare vânatul, câteodată era invers. Știți? Cam așa era pe atunci.
și speranța de viață era la fel de mică. Astăzi, cel puțin din punctul de vedere, vedem o evoluție absolut formidabilă. Speranța de viață este undeva spre 70 de ani, pe atunci era în jur de 30 de ani. Ceea ce înseamnă că omenirea cu adevărat a progresat, dar în același timp sunt și aceste înstrăinări, să le zicem, vis-a-vis de faptul că tot sistemul de procesare a hranei conduce la alte aspecte ale vieții noastre și pentru care trebuie să luăm măsurile care trebuie. De aceea există statul, de aceea există organismele statului, de aceea sunt atât de mulți oameni implicați în acest sistem de control pentru protejarea populației. Văd aici tânăra generație prezentă, este foarte important pentru noi toți, pentru că o educație la timp, sănătoasă, zic eu, sănătoasă din toate punctele de vedere, conduce la un viitor sigur al nației noastre. În relația om-mediu, hrana este într-adevăr o parte foarte importantă. Vedem câte complicații s-au creat numai în ultimii 50 de ani. Fertilizatorii, toate chimicalele care s-au introdus pentru protecția plantelor, eu știu, toate lucrurile astea, pe de o parte, au avut o latură pozitivă în sensul că a crescut producția mult, mult de tot, dar în același timp a introdus componente care au fost descoperite mai târziu. Au trebuit luate alte măsuri, deci a trebuit să se dezvolte foarte multe alte laturi ale protecției omului. Zic eu că tânăra generație trebuie să-și aducă o contribuție foarte, foarte importantă la protecția mediului. Eu am fost unul din cei care am fost interesat de protecția mediului. Am aproape 30 de ani de când m-am ocupat de ce înseamnă deșeuri. Formația mea este de inginer electroenergetic, dar deșeurile au fost foarte importante pentru mine și de aceea zic că fiecare din noi trebuie să transmitem mai departe acest lucru. Protecția mediului înseamnă sănătate, înseamnă hrană sănătoasă, înseamnă speranță de viață mai mare, înseamnă speranță de copii, speranță de a duce mai departe omenire. Mesajul meu este, în primul rând, către cei tineri. Mergeți pe drumul ăsta și o să fie bine pentru noi toți. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Hâncu? Da. Domnul Hâncu Cristian, reprezentantul, liderul nostru sindical. Bună ziua. Mă numesc Cristian Hâncu. Sunt liderul național al Sindicatului Național al Funcționarilor Publici pe latura Autorității Naționale a Protecției Consumatorului. Preiau câteva idei de la domnul subprefect vis-a-vis de latura tânără. El a început să lucreze tânăr în direcția mea la primăria Piatra Neamț, să știți. Da, mi-a fost șeful meu. Nicolae, ca sindicat vreau să vă spun că această instituție merită probabil că cel mai mare respect al consumatorului datorită faptului că acești colegi ai mei cred eu că fac o muncă pe care nicio instituție de control nu o fac. Adică o iau de la A până la Z. Volum foarte mare de lucru pe de o parte, pe cealaltă parte foarte multe probleme interne. Ne-am luptat la nivel de sindicat național să obținem și am obținut reprezentativitate națională dată printr-o hotărâre de Tribunalul București, datorită căreia ne putem permite să negociem la nivel de autoritate. Acum suntem în negocieri, spre exemplu, pe un acord colectiv de muncă. Merge foarte greu, acordul colectiv de muncă prevede tocmai aceste lipsuri care le au comisariatele și în speță colegii mei. Cea mai mare problemă fiind salarizarea, deocamdată se negociază cu ministerele, mai și e și doamna Rovana Plumb pe posturi și promite că va fi cât de cât mai bine, vom vedea. Și cea mai mare problemă care o văd în țară, și eu știu de aici că am lucrat aici timp de 12 ani, cred, parcă așa, este lipsa protecției juridice a comisarului.
Acești colegi ai mei, când merg pe teren, sunt expuși la foarte multe riscuri. Imaginați-vă la orice risc. Dă o sancțiune unui operator economic. Chiar am o colegă care a pățit, a fost sechestrată și am pățit-o și eu pe pielea mea. Tot datorită unor operatori economici puțin mai nervoși. De aceea ne luptăm la nivel național să obținem cât mai multe drepturi pe care sunt firești până la urmă, ca această activitate a comisariatelor să se desfășoare în cele mai bune condiții. Nu mai spunem că, cu toată rușinea, dacă pot să spun, domnul subprefect, că protecția consumatorului, nu văzută de afară, ci din interior, au cele mai mici salarii din tot ce înseamnă organ de control. De pentru care ne zbatem noi acum, vom vedea ce am reușit. Cam atât. Deci munca sindicală continuă. Ca să asigurăm protecția consumatorilor. Cu siguranță. Deci am avut evenimente urâte în țară, unde chiar comisarii nu aveau o locație în care să se desfășoare activitatea, gen lipsă căldură, asta vorbim de asta iarnă. Lipsă căldură, lipsă curent, undeva la etajul 5, un om bătrân, dacă vrea să facă o reclamație, vă dați seama, până la etajul 5, nu se putea. Deci sunt condiții total improprii în țară, nu peste tot, drept pentru care ne luptăm și tot negociem cu autoritatea, cu care deocamdată avem o relație bună, dar se poate și mai bună să fie. În final, vă urez la mulți ani. Sunteți consumatori anticipat. Iar la mulți ani sănătoși. Da. Și mâncând sănătoși. Da, iar latura tânără, domnul, vorba domnului vice subprefect. Vice și sub. Vice subprefect. Dar norocul meu că ne cunoaștem de mult. Este să, nu știu, sper să prindeți vremuri mult mai bune dacă veți dori să lucrați în acest sistem. Mult mai bune. Dacă veți mânca sănătos. Da. Deci ca... Când le-ai spus de salariu, deja s-au gândit. Da, pentru că am vrut să ating latura asta, deoarece din exterior și mie mi s-a spus, da, mă, că ai 2000 de euro salariu, ai nu știu cât. Nu există așa ceva. Deci, repet, cel mai mic salariu care există într-o instituție de control. Luați-le pe toate de control și noi suntem cei mai amoriți. Probabil primăriile sunt puțin mai jos ca noi. Cu siguranță. Ca salariu. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc o zi minunată.